Care a fost momentul când ai simțit cea mai mare bucurie de când ești părinte? Uh, cred că au fost foarte multe, și cred că aș putea să nedreptățesc anumite momente, dar țin minte un moment care s-ar putea să nu fie atât de relevant pentru fetița mea, de exemplu, dar pentru mine a fost. Uh, cred că avea vreo 4 sau 5 ani și am dus-o la o, la o audiție pentru corul copiilor radio. Și eram cumva întârziasem, și a intrat deja puțin, puțin timorată și emoționată. Și eu eram undeva în culise și mă uitam, și uh, dirijorul corului de copii a fost un om extraordinar, și este, și a știut să o pună în, într-un context în care ea să se simtă relaxată și a cântat, nu minunat, dar a cântat bine și știu că atunci mi-au dat lacrimile acolo, eram singur în culise și cred că și acum aș putea să dacă mi-aduc aminte mă emoționez un pic. Alea a fost unul dintre momente, mai ales că atunci când copilul e mic, ai senzația că poate să facă orice din lumea asta și printre aceste oriceuri acel moment a fost chiar unic. Au fost nenumărate momente, știi? Pornind de la primul cuvânt când am mers în piciorușe, prima poezie de la grădiniță. B -b -b evident, în momentul în care s-a născut și am văzut-o prima dată. Și am văzut care are ochi albaștri și m-am bucurat <laughs> foarte mult pentru că îmi doream și fetiță și cu ochi albaștri. <laughs> Bucuria legată de a fi părinte vine, cum spuneam, la pachet cu atât de multă grijă încât e un fruct dulce a mărui. N-am simțit o mare bucurie decât o secundă la fiecare naștere. O secundă, am văzut, l-am văzut și asta a fost tot. Și după aia a urmat grijile. Ce se face el mai departe? Cum e mama? Cum o să ne descurcăm? Au fost mai multe momente. Unele dintre ele se referă la micile victorii pe care le aveam împreună cu copilașii. Eu am doi. <laughs> și atunci îți dau un exemplu, când am reușit să-i învăț să meargă pe bicicletă. E un, unul dintre exemple. Păi, în momentul în care s-a născut atunci a fost. Eram pur și simplu zici că băusem trei lăzi de energizante. Eu am încercat să mă, să mă duc să dau de băut. Știi cum se face cu prietenii? Hai să bem, să facem petrecere. Am băut toată noaptea și deloc, adică n-am avut niciun efect. Am consumat... S-a legat da, de tine. Au consumat orzul pe gâște degeaba, adică... Na, atunci a fost un moment pe care îl, ret îl pot retrăi oricând când mă gândesc. Când vine la mine fără, cum să spun, fără să fie un motiv clar prin care îmi spune că mă iubește. Ce frumos! Nu știu dacă există un moment, un apogeu al fericirii, dar există mici secvențe de, de bucurie pe care dacă le, le cumulezi, da, strângi o fericire maximă. Dar de exemplu, dacă de exemplu, dacă într una din zile vine Luca și zice am nevoie de iubire, vreau o îmbrățișare. Sau din senin, mai am brațe, eu în momentul ăla sunt cel mai fericit om din lume. La început, de fapt, când l-am simțit prima dată în burtică. Când l-am luat prima dată în brațe, uh... E un fiind pandemie. S-a născut în uh, timpul pandemiei. Nu aveam acces în spital. Um, deci soci... Tu în primele zile naipocă. Nu, nu l-am văzut. Uh, trei, aproape patru zile nu l-am văzut. Doar, uh, doar, video. ce mi-a arătat, ce mi-a arătat Diana pe, uh, pe, Facebook, pe WhatsApp. Și când l-am luat în brațe atunci prima dată de la spital uh, pe în, în, video îmi părea mai mare, iar când l-am văzut prima dată, era un gemotoc, nici nu știam cum să-l țin, îmi tremurau mâinile, atunci a fost cea mai mare bucurie. Părinți pregătiți, un podcast DGFM cu Beatrice Ghiciov. Ca să știi...